Multă bucurie și tot ce-i bun, stimați urmăritori. Este sâmbătă, este o zi frumoasă aici la noi în Oradea. Ce pot să vă spun? Ieri s-a desigilat etapa de Berlin. Nu am făcut filmuleț de ceva timp, deși unii dintre voi mi-a scris atât pe WhatsApp cât și pe YouTube. Mi-a scris și îmi cerea să prezint porumbeii ce au venit de la Berlin. După cum bine știți, noi am băgat 8 porumbei la Berlin, majoritatea tineri. Berlin 950 de km. Un zbor internațional, un zbor în care au venit din România, din toate județele țării, putem spune, undeva în jur de 9.000 de porumbei. Un Berlin la care după 5 zile de zbor, nu cred că sunt veniți 2.000 de porumbei, din cei 9.000 de porumbei din România. Un Berlin la care porumbeii au stat mai multe zile pe mașină și mă bucur că organizatorii au înțeles că nu trebuie să dea doar porumb, și au venit cu mâncare mai diversificată și cred că asta ar trebui să facă orice organizator de maratoane. De asemenea, m-am bucurat în momentul în care domnul președinte Marius Tunduc spunea că a vorbit cu Chip și cei care bagă și dă la porumbei tot felul de antibiotice și tot felul de prostii și tot felul de produse să nu-și mai facă speranțe la porumbei că nu vor mai veni porumbei. În acel moment m-am bucurat și am știut că porumbeii noștri au șansă să vină și să iei puncte ok, că știam că noi jucăm pe curat, pe natural și cei care ne urmăriți știți lucrul acesta, s-a dus la viteză, am putut câștiga etape, am câștigat, avem poate singura pasăre din România care în anul 2023 este la 4 categorii, în top 10 național, aceeași pasăre la 4 categorii, deci lucruri faine. Ei, acum la Berlin, a doua zi de concurs la Berlin, am avut 4 păsări sosite din cele 8 angajate. Mai avem și alte păsări de la Berlin venite, dar noi am desigilat, am crezut că s-a închis concursul și am desigilat mai repede decât ar fi fost normal. Prima pasăre ce ne-a intrat de la Berlin este o femeluță tânără, 8009. Femeluța a zburat și primul maraton de 950. De asemenea, vreau încă o dată să subliniez că suntem singura crescătorie din județul Bihor care nu am băgat nicio pasă la etapa de 700, ci toți porumbeii noștri le-am băgat la 950 km. Aseară am fost la fotbal. De vreo 3 luni de zile de când a început campionatul cu porumbeii, nu am mai mers la fotbal. Vinerea mergeam la fotbal cu băieții de la noi de la biserică, de aici din cartier. Și când a început campionatul cu porumbei, a trebuit să mă opresc, că vinerea de obicei suntem la îmbarcare, suntem pregătirea porumbeilor, orele de pregătire, timpul de hrănire a porumbeilor. Și aseară am fost la fotbal și o mică paranteză aici să vedeți și să înțelegeți un lucru pe care l-am înțeles eu azi noapte. L-am înțeles mai bine azi noapte. Am fost la fotbal și am alergat cu tinerii de aici, oameni mult mai tineri ca mine, am alergat, a trebuit să trag și eu. Deși am fost cel mai slab dintre ei, dar am alergat, am forțat la maxim și după o oră jumătate de fotbal, când am ajuns acasă, mușchii mi se blocau la picioare, în picioarele, mă prindeau cârceii și am înțeles ce înseamnă greșeala pe care am făcut-o eu la primul maraton, că i-am băgat de la etapa de 365 direct la 950. Am înțeles încă o dată aseară și mai ales aseară am înțeles pe pielea mea ce înseamnă să faci efort puternic, fără să fii pregătit pentru așa ceva. Și azi noapte n-am putut dormi toată noaptea, m-am trezit din somn, mi se blocau mușchii, mi-o dureau picioarele, ceva cârcii ăștia extraordinar de dureroși. Și la un moment dat, soția mi-a dat azi noapte un alvocalmin, o firă de alvocalmin, după aia m-a lăsat să mai mă odihnesc. Ei, așa au fost porumbeii noștri care am băgat direct la 950 și ne-am nenorocit porumbeii. Știți bine, cei care ne urmăriți, știți lucrul acesta, dar aseară l-am trăit și eu și îi ziceam la Anca azi noapte, zic, uite, cu problema asta s-au confruntat și porumbeii noștri, cu problema cu care mă confrunt eu azi noapte și mă ridicam și încercam să mă întind picioarele și mă dureau de numai. Ei, această femeluță noastră a avut parte și de primul maraton. Noi ne-am băgat toți porumbeii și la primul maraton de 950 km, direct de la 365. Este o fică, mama ei este fică din celebrul Unicul, singurul porumbel din România ecluzat în anul, singurul mascul din România ecluzat în anul 2017, care reușește 4 maratoane la un an și după aia se lege 11 consecutiv. Și au fost 3 porumbei în toată România care au făcut lucrul acesta, Unicul singur din zona de vest, încă un porumbel din Suceava și unul din unul din Olt. Așa. La domnul Preda. Unicul o pasăre care a fost campioană județeană la 2 categorii și a luat mai multe cupe județene și a avut 9 prezențe în top 10 județean, palmarese, an și
tot felul de lucruri. O să vă prezint și pe mama ei, deci 8009, nepoată din celebrul Unicu. Da, asta este fiica lui Unicu, mama femeie ce ne-a intrat prima de la Berlin. 7802 de 2021. Tata ei este celebrul Unicul, iar mama ei este fiica din femeia care ne-a zburat Madonna cu moldovenii. Din nou vreau să subliniez că suntem singura crescătorie din zona de vest care ne-am luat porumbei și ne-am dus la Suceava și am jucat Madonna cu moldovenii la 1200 km și anul următor femeia noastră a jucat Barcelona 1800 km și aia este bunica ei. Fica ei a fost pusă în pereche cu unicul, a dat-o pe 7802, care la rândul ei a dat femeia ce ne-a intrat prima de la Berlin, femeia care are două maratoane de 950 km la vârsta de un an în zona de vest. Al doilea porumbel ce ne-a intrat de la Berlin este o femeluță de 2021 de la fratele nostru Sami Talmure, care la vârsta de un an a jucat etapa de Schwerin, 1040 km. Ea ne-a făcut echipa la Berlin și la Berlin suntem undeva în jurul locului 100-120 la crescător din 1400 de crescători. Bun. Cel de-al treilea porumbel care ne-a intrat de la Berlin este din nou nepoată din celebrul Unicul. O vedeți că este albastră, din câte știți cei care ne urmăriți, bunica lui Unicu a fost celebra Rebecca. Rebecca e porumbelul cu care am luat cupă la nivel național la categoria maraton, la cum era atunci, azi maratonul ziua de azi, palmares. De asemenea a fost 3 ani consecutivi în top național, loc 3 național, loc 4 național, cea mai bună femelă din România. De asemenea, Rebecca a fost singurul porumbel din România, vă rog atenție, singurul porumbel din România care între anii 2009-2011 a clasat 9 maratoane pe clasamentul mare. Și de acolo este și culoarea aia, Rebecca a fost bunica lui Unicu, iar Unicu este bunic la această femeie albastră, care 80-18, care ne-a jucat și primul maraton de 950 și acum iarăși Berlinul. Nu are rost să mai reamintesc la ceilalți acum că știți cu toții că porumbeii noștri au jucat câte 2 maratoane. Să vi-l prezint, tatăl ei este fiul direct din Unicul. Să vi-l prezint și pe taică său. Tată femeie ce vi l-am prezentat adineori este 7809 de 2021. De asemenea, fiul din celebrul Unicul. Iar femeia cu care a fost pusă în pereche și e mamă la 80-18 este fica direct din Barceloneza, care, deci fica din Barceloneza e mamă la femeia 80-18 și la 80-09 este bunică. Deci alt fiu din Unicu. Bun, să vă prezentez cel de-al patrulea venit. Cel de-al patrulea porumbel care ne clasează Berlin în ziua 2 de concurs este din nou un tânăr. De asemenea, este nepot din celebrul Unicu. Tatălui este 78-12 de 2021. Un tânăr puternic, acum a țupat pana 3. Aici e Berlino. Să vi-l prezint și pe tatălui. Deci, 3 nepoți de un an, care ne-au clasat Berlin, un Berlin atât de greu încât după 5 zile de concurs nu sunt 2000 veniți din 9000 de porumbei în România. 3 nepoți din celebrul Unicu, din 3 fii a lui, sunt acasă și au clasat în ziua de 2 de concurs. Asta înseamnă porumbei de calitate, să vi-l arat. Tata celui de-al patrulea porumbel ce ne-a clasat Berlin în ziua 2, 7812, din nou fiu din celebrul Unicu. Toți fiii lui Unicu, după ce l-am pierdut pe el, toți fiii lui am oprit în matcă și nu cred că ne-am înșelat și anul trecut din mai mulți fii a lui au clasat Schwerinul la un an, 1040 km zona de vest. Acum din nou avem din el, am băgat 2 nepoți din Unicu, i-am băgat la Paris, ați văzut bine după ce au venit, cei care urmăresc filmulețele noastre și cei mai puternici porumbei 4 ce am avut în cușcă, i-am băgat la Paris. Nu a fost să vină, dar încă noi îi așteptăm. Ce înseamnă porumbei de calitate? Și gândiți-vă că toți acești fii din celebrul Unicu, fii și fiice, și în acest an avem lot de pui. Luni vom merge la antrenament cu pui. Am fost azi la antrenament foarte scurt, că am vrut să mergem în Ungaria, dar erau foarte mulți în vamă, trebuia să stăm vreo oră și ceva în vamă și am lansat de lângă vamă un antrenament scurt. Sau nu-l putem pune la socoteală că e prea scurt, e doar câțiva kilometri, 10 kilometri. Așa,
Vom începe de luni antrenamentele puternice cu puie și în lotul de pui de anul 2023 avem fiul unicul puși în pereche cu fii din cei mai celebri porumbei din România. Din cei mai celebri porumbei din România, la categoria Maraton Palmares, campionii naționali, fii din campionii naționali, fii din porumbei olimpici. Un alt porumbel care ne-a venit de la Berlin, dacă nu desigila mai repede, clasa și el e buldozerul, care are 4 maratoane zburate până acum, la un an etapă de 1040 km, anul ăsta toate 3. Ce vreau să vă spun și ce să vă arăt la porumbelul ăsta? Vă aduceți aminte în primăvară când v-am arătat cum pregătim porumbeii de maratoane, porumbeii bătrâni, și vă spuneam că noi, în august, după ultima etapă de maraton, vom fi cu porumbeii în 10 pene. Și mulți au zâmbit când au auzit lucrul acesta, mulți au zâmbit și n-au crezut lucrul acesta. Bun, suntem azi, în ce dată, august, cât e? Vreo 10-11 august, cât e? Sâmbătă? Sâmbătă după Berlin? Nu mai știu exact datele. Așa, 11 sau 12 august? Cred că e 12 august. Așa. Și haideți să vedeți cum arată pana acestui porumbel. Să vedeți că columbofilia nu e doar nimereală, noroc, plezneală. Columbofilia e mai mult de atât. Columbofilia nu e doar produse, nu e doar cutiuță magică, nu e doar sticluță magică, nu e doar injectabil, nu e doar prostii. Columbofilia e și știință. Haideți să vă arăt ce vă spuneam. 10 pene. Porumbel ce a venit. Buldozer, nici nu i-am dat jos sticker-ul. Era ceasul deja desigilat și clasa. Deci porumbelul încă clasa dacă nu desigilam atât de repede. Deci 10 pene aici. 10 pene aici. Ah, uitați, se vede și ștampila de Berlin. Deci, vedeți? 10 pene. La fel și femeia care ne-a intrat a doua, e tot 10 pene. Dacă ați fost atenți când am desfăcut aripa, e tot 10 pene. Asta înseamnă columbofilia. Columbofilia e o continuă școală în care înveți, înveți, înveți și încerci să fii cât mai bun. De asemenea, este un, putem spune, un ciclu prin care trebuie să trecem orice columbofil care vrem să ajungem sus, să stăm la înălțime, să stăm pe podiumul național, să stăm pe podiumul județean și trebuie să facem tot felul de experimente. Unele ne ies, altele nu ne ies. Ca și în viață, nu întotdeauna este soare, mai sunt și nori, mai sunt și zile ploioase, mai sunt și zile care nu sunt atât de plăcute. La fel și columbofilia. Noi în acest an am greșit. Am greșit abordarea primului maraton, dar în schimb, după aia am început să ne redresăm și acum la Berlin am venit din nou cu tinerii noștri și ați văzut că au intrat bine. Și suntem foarte mulțumiți. Suntem printre puținii crescători care avem procentul ăsta de clasări și dacă nu desigilam, îl clasam și pe buldozer și era ok și îi ok. De asemenea, putem spune acum la sfârșitul sezonului competițional 2023 că suntem bucuroși de ouăle care le-am vândut anul trecut. Ne bucurăm că din ouăle ce le-am vândut am primit recomandări, am primit lucruri faine, am primit vești bune. Porumbeii de la noi ce au ieșit din acele ouă au jucat foarte bine, inclusiv locul 1 pe lansare. De asemenea, din ouăle ce le-am dat anul trecut sunt porumbei care au 4 maratoane la un an. Sunt porumbei cu 4 maratoane la un an, sunt porumbei care au făcut azi maratonul în acest an, din nouă ce le-au cumpărat anul trecut de la noi și cu nu cu orice etapă, ci cu etapă de 950 km, cu etapă cu viteză mică de 500 de metri. Ne bucurăm când auzim astfel de vești. În următorul filmuleț o să vă prezentăm mai mulți porumbei din matca noastră care scoatem la vânzare. Știți bine că noi suntem acea crescătorie care aducem păsări puternice. De exemplu, și azi am vorbit cu un crescător să aducem o pasăre nouă în cușca noastră care va intra în toamnă și vrem să aducem din cei mai puternici porumbei, dar nu avem cum să-i ținem pe toți și atunci întotdeauna porumbei vin și ceilalți pleacă și acum o să scoatem la vânzare, o să scoatem porumbei tineri, porumbei de 2022 din care am reprodus în acest an și încă noi n-am început concursurile cu pui, n-am început zborurile cu pui, n-am ajuns cu pui la 50-100 km să ne dăm seama și să putem spune din porumbelul ăsta au mers sau nu au mers. De asta vrem înainte de a începe zborurile cu pui să vi pun la dispoziție și cei care îi doriți să-i puteți achiziționa. Obiectivul nostru este să aducem păsări puternice, să-i băgăm în păsările noastre, să-i împerechem cu fiului unic, să împerechem cu femelele noastre de scurte, cu porumbeii noștri și aia de scurte și de lungi și cu aia să ne rămână produsii în crescătura noi și să jucăm cu ei. În următorul filmuleț o să vedeți mai multe păsări din porumbei celebri din România care vi punem la dispoziție. De asemenea,
O să urmeze un film zile următoare, în care vă punem toată matca la dispoziția dumneavoastră și veți avea posibilitatea să alegeți să vă împerechem cum doriți. Fii din anumiți campioni ai României, puși în pereche între ei sau cu porumbeii de la noi, cu fidea lui Unicu. Voi veți alege. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și mă bucur și atât de mult mă bucur când văd că între cei care ne urmăresc sunt oameni care n-au nimic în comun cu porumbeii. Sunt oameni care sunt pasionați doar de porumbei, sunt oameni care joacă cu porumbei, sunt oameni care sunt campioni naționali. Mă bucur că putem să prindem o paletă atât de largă și mă bucur că ne urmăriți. Azi am fost plăcut surprins când unul dintre campionii României l-am sunat, spunea că vizionează filmulețele noastre și se uită la ele. E atât de plăcut să știi că sunt oameni de toate categoriile, oameni cu tot felul de gusturi care te urmăresc. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi de Căsătoria Fan Lucaci. Vă doresc o zi binecuvântată și ne vedem următorul filmuleț. Tot ce-i bun!